plecună, o inimă mai bună, să-ți o oferim în dar. Iar tu, cu dărnicie, vei mijloci iertare și binecuvântare, căci plină ești de har. Din flori de fapte bune, din cânt și rugăciune, cu nuni îți împletim. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și numele. Excelența voastră, dragi confrați preoți, concelebranți, dragi surori, și iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi pe calea undelor, la radio sau în transmisie directă pe site-ul episcopiei noastre. Datorită situației speciale în care ne aflăm din cauza restricțiilor determinate de răspândirea virusului corona COVID-19, în Catedrala din Iași suntem adunați în această seară preoți și surori, doar cei de la Catedrală și de la Parohie din incinta Catedralei noastre, așa cum ne permit legile stabilite de autoritatea civilă, fără popor, adică fără persoane din afară, suntem prezenți pentru a celebra solemnitatea Bunei Vestiri a Preacuratei Fecioare Maria. Două din surorile de aici, de la slujitoarele lui Iisus Marele Preot, e vorba de Maria și Veronica, celebrează 25 de ani de viață consacrată. Sărbătoarea era programată cu fast la biserica din Bacău Centru, cu toate surorile jubilante, cu prezența a trei episcopi și a multor preoți. Dar trebuie să ne mulțumim cu această celebrare mai modestă, avându-le totuși prezente în rugăciunile noastre pe toate surorile care, în solemnitatea Bunei Vestiri, s-au consacrat cu totul în slujba lui Dumnezeu. Tot astăzi este și o zi importantă pentru întreaga Biserică Catolică din România, de ambele rituri, deoarece am aderat prin Conferința Episcopală Română
din România la actul de consfințire la inima lui Iisus și la inima neprihănită a Mariei, propus de Conferința Episcopilor din Portugalia și Spania. A mai aderat și Biserica Catolică din Polonia. Actul acesta de consfințire se va face la Fatima, în Portugalia, în seara aceasta, la ora 8:30, ora României, în cadrul unei sfinte și frumoase celebrări. Noi vom face consfințirea la sfârșitul acestei sfinte liturghii, recitând formula de consfințire rostită în Catedrala Veche din Iași de către predecesorul meu, fericitul Anton Durcovici, la 22 august 1948, tot în timpuri grele pentru biserică și țară. Cu aceste intenții bune, asociindu-le și pe cele ale tuturor credincioșilor uniți cu noi în direct, prin mijloacele moderne de comunicare, internet și radio, să ne recunoaștem acum păcatele pentru a lua parte, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule, care ai voit ca în sânul Fecioarei Maria, cuvântul Tău să ia trup omenesc adevărat, dă-ne, te rugăm, harul ca noi care îl mărturisim pe răscumpărătorul nostru, Dumnezeu și om, să ne împrednicim a avea parte de viața sa dumnezeiască, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. În zilele acelea, Domnul i-a vorbit lui Ahaz zicându-i: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, fie din adâncul Șeolului, fie de deasupra, din înălțim. Ahaz a răspuns: nu voi cere și nu-l voi ispiti pe Domnul. Isaia a zis: ascultați, casă a lui David, este puțin lucru să obosiți pe oamenii, că veniți să-L obosiți și pe Dumnezeul meu? De aceea însuși Domnul vă va da un semn. Iată, Fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel, căci cu noi este Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regele râvnește frumusețea ta, El îți este stăpân, prosternă-te înaintea Lui. Privește și pleacă-ți urechea, uită de poporul tău și de casa tatălui tău. Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Către evrei. Fraților, sângele taurilor și al țapilor nu poate să înlăture păcatele. Pentru aceasta, intrând în lume, Hristos spune: tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci mi-ai alcătuit un trup. Nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: iată vin, în surul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta, Dumnezeule. După ce a spus mai întâi: tu n-ai voit și nici nu ți-au plăcut jertfele și ofrandele, arderile de tot și jertfele pentru păcat, acestea sunt totuși oferite conform legii. Acum zice: iată vin ca să fac voința ta. Astfel desfințează jertfa dintâi ca să o întemeieze pe a doua.
Datorită acestei voințe, suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. S-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut mărirea Lui. Glorie ție, glorie ție, o Doamne, glorie ție, glorie. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine! Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare. Va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Înainte de a începe predica, cele două surori care sunt în sărbătoare vor reînnoi consfințirea lor, dăruirea lor totală în slujba lui Dumnezeu pe care au făcut-o acum 25 de ani. Și sunt convins că împreună cu ele vor face același lucru și celelalte surori care, din motivele amintite, n-au putut fi prezente toate la această frumoasă sărbătoare, mulțumindu-se să reînnoiască această consfințire, dăruirea lor lui Dumnezeu,
în fața televizorului sau ascultând Radio Maria, surorilor. Eu, Maria Lucaci, eu, Albert Veronica, spre slava lui Dumnezeu, cu voința fermă de a mă consacra Lui și de a-L urma mai de aproape pe Hristos în toată viața mea, în fața bisericii reînnoiesc voturile de castitate, sărăcie și ascultare, conform Constituțiilor. Mă angajez în comuniune cu surorile mele, să fiu credincioasă chemării mele, dăruindu-mă slujirii generoase a lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Mă încredințez ocrotirii preasfintei Fecioare Maria, slujitoarea lui Hristos și Regina Apostolilor și rugăciunii tuturor surorilor care sunt aici de față. Așa să mă ajute Dumnezeu și această Sfântă Cruce. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să primească această reînnoire a consacrării voastre totale în slujba lui Dumnezeu și a Bisericii. Excelența voastră, Preasfințite Petru, dragi părinți concelebranți și ceilalți care sunteți la cor, dragi surori și mai ales voi cele două sărbătorite în mod deosebit astăzi și dragi credincioși care ne ascultați acum la Radio Maria sau sunteți în legătură directă cu noi pe internet, vreau să încep predica din seara aceasta amintind un fapt pe care îl rețin foarte bine, și anume e vorba de data de 20 iulie 1969 și rețin bine acest an, această dată, pentru că este anul în care eu, primind chemare de la Dumnezeu în taina sufletului meu, am intrat în seminar. Sunt 51 de ani de atunci. În acel an, 1969, la 20 iulie, a avut loc un eveniment care a stârnit admirația și bucuria întregii lumi. Pentru prima dată, omul a reușit cu știința și tehnica sa să pună piciorul pe lună. A fost într-adevăr un eveniment despre care președintele Americii de atunci ar fi spus că este și rămâne cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Eu mă îndoiesc și nu sunt singurul dacă ne gândim la misterul pe care astăzi îl sărbătorim, când Dumnezeu cel Atotputernic, care l-a creat pe om și i-a dat minte să poată înainta în știință și tehnică, Dumnezeu cel necuprins a pus piciorul pe pământul nostru în persoana Fiului Său, care a coborât în sânul preacurat, feciorelnic al preacuratei Fecioare Maria, luând firea noastră omenească, ce a venit ca să ne mântuiască. Acesta este, din punct de vedere religios, privind lucrurile, cel mai mare eveniment din toată istoria omenirii, care nu va fi egalat niciodată de niciun alt eveniment. Dumnezeu, cel necuprins, coboară la noi pe pământ, arătând în felul acesta nemărginita sa iubire față de noi, venind ca să ne mântuiască, venind să repare ceea ce noi, prin protopărinții noștri, am stricat, prin păcatul originar,
păcatul lui Adam și Eva, întruparea cuvântului, este misterul pe care astăzi și în fiecare an, la această dată, 25 martie, îl celebrăm. Și nu singuri, împreună cu întreaga biserică catolică de ambele rituri și cu întreaga biserică ortodoxă. În calendarul ortodox, evenimentul acesta fără egal este trecut cu litere de culoare roșie. La noi, trecut cu litere cu caractere mari, negre, dar importanța acestui mister al mântuirii noastre este aceeași și noi în Brediar avem trecut acolo solemnitate la sărbătoarea Bunei Vestiri a Preacuratei Fecioare Maria. Într-adevăr, în timpul sfânt al postului în care ne aflăm, putem spune că ieșim puțin în această sărbătoare, ca și în cea a Sfântului Iosif, din atmosfera cumva sumbră, specifică postului mare, ci chiar dacă suntem în aceste vremuri de mare încercare datorită epidemiei sau, mai bine zis, pandemiei acestui virus necruțător, Biserica ne îndeamnă să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul, să ne bucurăm pentru acest mare eveniment fără egal, care înseamnă pentru noi începutul mântuirii. Dumnezeu, Fiul, împlinind voința Tatălui, coboară pe pământ pentru ca mai târziu, la vârsta de 30 de ani, să înceapă propriu-zis viața publică și prin pătimirea, moartea și învierea sa să înfăptuiască efectiv misterul mântuirii, mântuirea pe care omenirea o aștepta de veacuri. Este mare sărbătoarea de astăzi. Ceea ce admirăm noi în această solemnitate este, pe de o parte, grandiosul mister al întrupării cuvântului, venirea lui Dumnezeu pe pământ, luând fire omenească din Preacurata Fecioară Maria, prin puterea Duhului Sfânt, am auzit detalii în lectura Evangheliei luată după Sfântul Luca. Iar pe de altă parte, un alt mister care ne uimește, misterul libertății omului. Dacă citim în toată Biblia și în toată istoria Bisericii, constatăm că Dumnezeu respectă libertatea omului, așa cum l-a creat El, așa încât atunci când are un plan de realizat prin unul sau altul din pământeni, din locuitorii acestui pământ, Dumnezeu nu constrânge niciodată pe nimeni. Așteaptă ca omul în mod liber să răspundă la chemarea lui și atunci Dumnezeu intervine și susține cu harul său realizarea planului pe care îl are cu fiecare dintre noi. Așteaptă răspunsul nostru liber, așa cum pe voi, surorilor, și pe noi, preoții, nu ne-a constrâns Dumnezeu ca să îmbrățișăm această stare de viață, de consacrați în slujba lui Dumnezeu. De aceea, în ziua în care noi am fost consacrați, am răspuns liber la întrebările care sunt puse în ritual, adică am răspuns cu acel da, liber și hotărât. Și atunci Dumnezeu a început lucrarea sa cu noi ca să ducem la îndeplinire planul pe care îl are cu fiecare dintre noi. Sfânta Fecioară Maria, în mod admirabil, a răspuns, a spus acest da în ziua Bunei Vestiri și numai după ce a spus acest da, Dumnezeu coboară pe pământ, pune piciorul pe pământ, în sânul ei imaculat, luând firea noastră omenească. Este admirabil atât misterul întrupării cuvântului, cât și misterul libertății omului.
acest da pe care prea sfânta și prea curată Fecioară Maria, adolescenta sau tânăra din Nazaret, l-a spus atunci când Dumnezeu i-a adus vestea prin solul ceresc, Arhanghelul Gabriel. Dar cum o face? Un adânc și admirabil act de umilință. Iată roaba Domnului. Eu prefer să spun roabă decât slujitoare, pentru că spune mult mai mult cuvântul roabă, rob, roabă, decât slujitor sau slujitoare. Chiar dacă unii fac referință poate la roaba pe care o folosesc oamenii în gospodăria lor și cu care, să spunem, cară tot felul de lucruri, și mai bune și mai puțin bune, mai frumoase sau nu prea frumoase, dar roaba nu se împotrivește niciodată. Și știm în istorie ce înseamnă rob sau roabă, diferență față de slujitor sau slujitoare. Așa a fost Maica Domnului, o adevărată roabă. Și cu traducere de slujitoare a lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului, o umilință care ne uimește. Și după ce spune aceste cuvinte, iată roaba Domnului, adaugă imediat daul ei, care a însemnat o imensitate pentru întreaga omenire, mântuirea pe care omenirea o aștepta, mântuirea care a coborât pe pământ și care a atins pe toți oamenii. Fie mie după cuvântul tău. Adică da, accept, Doamne, să fac voința ta. Este admirabil acest da al Preacuratei Fecioare Maria, care pentru noi este nu numai admirabil și model, dar și demn de a fi urmat de fiecare dintre noi, atunci când Dumnezeu, într-o formă sau alta, în conștiința noastră își exprimă un plan pe care îl are cu fiecare dintre noi. Să spunem cu umilință, dar și încrezători în Dumnezeu, daul nostru. Dacă citim în Biblie, observăm multe exemple de bărbați care au răspuns cu daul lor, unii mai prompți, alții după ezitări, la chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Să ne gândim la Abraham, care este dat ca model de credință, model de acceptare a voinței lui Dumnezeu în viața lui. Îl cheamă Dumnezeu din Urul Caldeii, merge acolo unde te voi trimite eu. Nu comentează. Acceptă voința lui Dumnezeu, părăsește casa, locurile natale și se duce, nu știa unde, dar avea încrederea aceasta totală că Dumnezeu care l-a chemat nu-l va dezminți, că îi spune Dumnezeu să umbli în prezența mea, și așa a făcut. Și el a devenit părintele credinței noastre, model de răspundere cu da la chemarea lui Dumnezeu. Să ne gândim la Moise, care avea 80 de ani când Dumnezeu l-a chemat. Poporul evreu era în robia Egiptului. Și când Dumnezeu i s-a revelat și i-a cerut ca să meargă să scoată poporul din robia Egiptului, a ezitat la început Moise, pentru că se simțea nevrednic și neputincios să poată face așa ceva. Dar pentru că Dumnezeu a insistat ca el să facă ceea ce îi cere, Moise acceptă voința lui Dumnezeu și prin el Dumnezeu eliberează poporul evreu din greaua și lunga sclavie în care se afla de mai bine de 700 de ani. Să ne gândim la profeți, profetul Isaia, spre exemplu, care fiind chemat de Dumnezeu la misiunea, la slujirea profetică, caută mai întâi scuze. Doamne, eu sunt un om cu buze necurate, eu sunt nevrednic pentru așa ceva, las că ți le curăț eu. Și știm evenimentul descris de Sfânta Scriptură, acest pasaj din Biblie. Și atunci Isaia a acceptat să fie profet al lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Slujire care nu era deloc
agriabilă sau știu plăcută, frumoasă, pentru că știa ce îl așteaptă în această misiune de profet. Să ne gândim la Ieremia, care și el, chemat de Dumnezeu, începe să dea înapoi pentru început. Doamne, eu nu știu să vorbesc, sunt un copil. Lasă, nu spune tu mie că ești un copil. Eu te chem și te trimit, aștept răspunsul tău. Și după ce Ieremia l-a dat, a urmat acest plan al lui Dumnezeu cu dânsul, să fie profet în mijlocul poporului lui Dumnezeu, deși avea să sufere foarte mult ca urmare a îndeplinirii misiunii sale profetice. Și au fost mulți alții bărbați și femei în Sfânta Scriptură care, primind de la Dumnezeu o chemare sau alta, au acceptat-o. Dar vedeți, Dumnezeu, repet ce spuneam mai înainte, niciodată n-a constrâns și nu va constrânge pe nimeni să împlinească planul său, voința sa. Totdeauna Dumnezeu așteaptă răspunsul liber al omului. Și aici putem reveni la Fecioara de la Nazaret, adolescenta Maria, aceea fără egal între creaturile acestui pământ, toată frumoasă îi cântăm de viacuri și îi vom cânta mereu, toată frumoasă ești, Marie. De ce era frumoasă? De ce o slăvește lumea, o cinstește și îi cântă de viacuri și va cânta până la sfârșitul lumii? Tocmai pentru disponibilitatea ei totală de a împlini voința lui Dumnezeu. Și pentru faptul că Dumnezeu, printr-un privilegiu unic, a ferit-o de orice pată a păcatului, inclusiv de pată a păcatului strămoșesc. A făcut-o într-adevăr toată frumoasă, curată, neprihănită, pentru ca în sânul ei feciorelnic să coboare fiul ei și să fie dus la îndeplinire planul de mântuire al omenirii. Am fost în Țara Sfântă și nu singurul, cred că majoritatea din cei de față, o dată, de două ori, de mai multe ori, am fost de patru ori în Țara Sfântă și de fiecare dată pelerinajul îl începeam cu Nazaretul, locul unde a avut loc misterul pe care astăzi îl sărbătorim, Buna Vestire, începutul mântuirii noastre. Și acolo, în anul 1969, în același an, cu exemplu pe care vi l-am dat la început, a fost construită o bazilică excepțional de frumoasă, impunătoare, cel mai prețios obiectiv din tot Nazaretul, vizitat de milioane și milioane și milioane de oameni care merg în pelerinaj în Țara Sfântă, și de acolo încep, pentru că acolo este începutul mântuirii noastre. Este o bazilică nemaipomenit de frumoasă, în formă de crin, simbolul Maicii Domnului, al curăției ei, întors. Și acolo, jos, este grota, pentru că această măreață bazilică a fost construită pe locul unde a avut loc întruparea cuvântului. Și acolo este scris, săpat în marmură, aceste cuvinte, sunt scrise aceste cuvinte: verbum caro hic factum est. Adică cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup aici. Și numai acolo putem spune acest cuvânt aici. Noi spunem Îngerul Domnului în fiecare zi și spunem și cuvântul s-a făcut trup. Acolo se adaugă și acest cuvânt, hic, aici. Aici cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Este extraordinar de frumos pentru cel care merge cu gând de a face pelerinaj în Țara Sfântă, să înceapă pelerinajul de acolo, de la locul unde Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu să-i aducă Fecioarei Maria vestea că va fi mama lui Dumnezeu, Nazaretul. Noi, cei de astăzi, cum îndeplinim voința lui Dumnezeu? Că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Oare nu cumva ne plecăm capul
ca Adam și Eva, atunci când Dumnezeu le-a vorbit și pentru faptul că ei au greșit, au păcătuit, au încălcat porunca lui Dumnezeu, solemnitatea de astăzi este o ocazie potrivită pentru noi toți ca să ne verificăm chemarea noastră. Toți avem o chemare de la Dumnezeu. Cu toți Dumnezeu are un plan de îndeplinit pe fața Pământului. Cum spunem noi? Care este răspunsul nostru? Cum este răspunsul nostru la această chemare a lui Dumnezeu? Oare nu ne eschivăm de multe ori prefăcându-ne că suntem surzi la glasul chemării? Este momentul, fiind și postul mare, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate ezitările noastre în a-i răspunde chemării sale și să rugăm prin mijlocirea mamei noastre cerești să fim totdeauna prompți în a împlini voința lui Dumnezeu, chiar și atunci și mai ales atunci când evenimentele nu ne sunt prospere, cum sunt acestea pe care le trăim astăzi, să împlinim voința lui Dumnezeu, să nu ne îndoim nicio clipă de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, de milostivirea Lui față de noi. Fecioara Maria să ne ajute pe toți să trăim realmente daul nostru și să-L spunem împreună cu ea voinței lui Dumnezeu pentru ca să putem realiza conform voinței sale lucruri cât mai frumoase și durabile cât trăim pe fața Pământului. Amin. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să rugăm cu încredere pe Dumnezeu Tatăl astăzi în sărbătoarea Bunei Vestiri prin Fiul Său Iisus, în aceste vremuri de grea încercare pentru biserică și omenire, ca să primească cererile noastre și să le împlinească în bunătatea Sa nemărginită. Să spunem împreună: Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa, pe Episcop și pe preoți și ajută-ne să le urmăm sfaturile lor bune pentru a veni în ajutor lumii încercate de pandemia virusului Corona. Te rugăm, ascultă-ne! Ai milă, Doamne, de toți cei contaminați de acest virus și de familiile lor, și fă-i să simtă mângâierea prezenței Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari care se îngrijesc cu
cu riscuri mari de cei contaminați și dăruiește-le iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-ne pe noi cei sănătoși să ne arătăm solidari cu toți cei care suferă, iar grija noastră față de ei să le vorbească tuturor despre providența ta iubitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a tuturor sfinților, îndepărtează, Doamne, această pandemie care provoacă atâta suferință și neliniște și ajută-ne să ne întoarcem cât mai curând la viața noastră normală, dar schimbați în mai buni și mai iubitori unii față de alții. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le răbdare și seninătate celor bătrâni, mângâierea prezenței tale celor muribunzi, iar celor răposați, odihna și fericirea veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, în fața ta aducem toate grijile noastre și spre tine strigăm pentru toți oamenii, frații noștri, mai ales pentru cei aflați în grea suferință. Prin mijlocirea mamei noastre cerești, arată-ne că îndurarea ta ne-a și ascultat rugăciunea. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul.
Ferește a primit Dumnezeule atotputernic darul bisericii tale, care în întruparea Fiului Tău unul născut își recunoaște propria obârșie. Te rugăm, dăruiește-i harul să celebreze cu bucurie în această solemnitate sfintele taine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. La vestea Îngerului, Fecioara Maria a primit cu credință cuvântul Tău. Prin puterea tainică a Duhului Sfânt, ea l-a zămislit și l-a purtat cu dragoste în sânul ei pe Fiul Tău, care trebuia să împlinească promisiunile făcute poporului ales și să se arate lumii ca mântuitor așteptat de veacuri. Prin el îți cântă îngerii și arhanghelii, puterile de sus și duhurile fericite. Împreună cu ei îți înălțăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt,
însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Marea Doamne, Sfioane, și învierea ta mărturisim, până vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi, cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, Sfânt Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume,
primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o la botez, să ne unim glasurile și noi cei din catedrală și dumneavoastră toți cei care ne urmăriți pe internet sau la Radio Maria și împreună să spunem cu credință rugăciunea cea mai frumoasă pe care ne-a învățat-o Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea din toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Agnus Dei, Critolis peccata mundi, Agnus Dei, Critolis peccata mundi. Agnus Dei, Critolis peccata mundi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. O Iisuse, eu te
cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Ceea ce ne-ai dăruit prin sacramentul credinței adevărate, pentru ca noi care îl mărturisim pe Fiul Fecioarei Maria, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, să ne învrednicim prin puterea învierii Lui Mântuitoare, să ajungem la bucuria veșnică. Prin Hristos, Domnul nostru. Îndată după binecuvântare, voi merge în centru, în fața Sfântului Altar, cu gândul și inima la Preacurata Fecioară Maria, ca și la inima preasfântă a lui Iisus, pentru a face actul de consfințire, unindu-ne astfel cu toți cei care au aderat la această inițiativă a episcopilor din Portugalia și din Spania și care, chiar dacă nu suntem la aceeași oră cu dânsii uniți în rugăciune, vor face același lucru la sanctuarul internațional al Maicii Domnului de la Fatima, acolo unde Maica Domnului s-a arătat în 1917 celor trei copilași. Și o rugăm pe Maica Domnului să primească această consfințire a noastră și să ne ducă mereu în fața lui Iisus, Fiul ei, mijlocindu-ne tot ajutorul de care avem nevoie pentru viața sufletului și a trupului, să ne scape de acest virus nemilos care ne îngrijorează pe noi și lumea întreagă. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
formula de consfințire către inima neprihănită a Mariei, rugăciune rostită în Catedrala Veche din Iași la 22 august 1948 de fericitul episcop Anton Durcovici. Preasfântă Fecioară Marie, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră prea iubitoare, Eparhia de Iași aruncată la picioarele tale, se consfințește astăzi toată, în mod solemn, inimii tale neprihănite, ca de acum înainte să domnești pururi peste ea. Fecioară prea curată, Maica Harului Dumnezeiesc și speranța lumii, ascultă glasul copiilor tăi care te strigă într-ajutor și primește închinarea noastră. Fii totdeauna în mijlocul nostru cu harul ceresc și cu binecuvântările tale, cu bunătatea și ocrotirea ta de mamă. Fă ca în această eparhie să rămână mereu tare și nezdruncinată credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în tine neprihănita și preasfânta, precum și în Biserica Sfântă Catolică, împreună cu capul ei văzut Sfântul Părinte Papa, urmașul lui Petru și locțiitorul lui Hristos pe pământ. Menține tu pururi trează și sporește în sufletul credincioșilor nădejdea în bucuriile netrecătoare și veșnice. Cu văpaia inimii tale aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Potolește cu puterea ta ura și vrajba dintre frați. Vino în ajutorul nostru ca să ne supunem cu răbdare creștinească la ostenelile muncii și la toate încercările vieții. Fii apărătoarea noastră în toate primejdiile și ispitele. Fii călăuza noastră ca să nu ne abatem nici când din calea poruncilor lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici. Adu-ți aminte, Fecioară prea milostivă, că din timpuri străvechi, mai bine de 7 veacuri, în această eparhie a Moldovei, numele Tău a fost proslăvit și invocat fără încetare. Generațiile și-au transmis una alteia pe aceste plaiuri recunoștința pentru binefacerile Tale și încrederea în bunătatea fără margini a inimii tale neprihănite, iar sus în ceruri, sufletele nenumărate, care în timpul vieților pământești făceau parte din această eparhie, îți înalță cântece de slavă și de mulțumire, pentru că prin tine au ajuns la mântuirea veșnică. Nu, mamă, nu este cu putință ca acum să-ți îndepărtezi ochii tăi cei milostivi de la noi copiii tăi. Știm prea bine că suntem nevrednici de acest nume glorios din pricina păcatelor noastre și a jignirilor ce ți le-am adus prin ele. Dar la cine să alergăm pentru a dobândi iertare și har, dacă Tu ne vei respinge? Privește căința noastră sinceră și primește-ne din nou în rândul copiilor Tăi. Îndeosebi inimă neprihănită a Mariei, ți se dăruiesc și se consfințesc astăzi prin noi toți cei ce se află în întregul cuprins al eparhiei de Iași. Ți se consfințesc cu cernicii părinți preoți, săvârșitori ai Sfintelor Taine, împreună cu tinerii leviți și elevi ai seminariilor noastre, precum și sufletele închinate Domnului și ție
în viața călugărească. Ți se dăruiesc astăzi copiii nevinovați, atât de scump inimii tale de mamă. Ți se consfințește tineretul atât de primejduit de înșelăciunile și vicleșugurile duhului rău. Ți se încredințează și se consfințesc credincioșii care se află în puterea vârstei și gârboviți de ani. Toți ți se consfințesc ție în această zi, fiecare în parte și familiile lor, parohiile toate și eparhia întreagă în frunte cu episcopul său. Primește, Fecioară Preasfântă, rugile și suferințele noastre drept ispășire și pentru întoarcerea păcătoșilor, a fraților noștri rătăciți, care atât de mult, prin fără de legile lor, rănesc inima preasfântă a lui Iisus și inima ta de mamă. Iartă-i, mamă îndurătoare, că nu știu ce fac. Du-i și pe ei la limanul mântuirii. Dobândește-le lor și nouă tuturor, prin bunătatea ta, harul ca într-o zi să fim cu toții în cer, împreună cu tine, pentru a cânta milostivirile inimii tale neprihănite și a proslăvi la oaltă bunătatea treimii preasfinte, care prin inima ta de mamă a binevoit să ne scape de osânda iadului și să ne ducă la mântuire. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife,
fericite Anton Durcovici, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, cu pruncul Iisus. Înainte ca Părintele Diacon să ne dea trimiterea, vreau ca personal și împreună cu mine Preasfințitul Petru să, și sigur și ceilalți preoți, să adresăm persoanelor în sărbătoare, surorilor, celor două, dar și celor care sunt în legătură, cred, acum directă cu noi, la Radio Maria sau pe internet, să vă dorim din toată inima să fiți statornice pe drumul pe care ați pornit acum 25 de ani și celelalte în ziua în care ați pornit având nu știu câți ani fiecare. Noi vă însoțim cu rugăciunile noastre și rugăm pe Preacurata Fecioară Maria să vă dobândească de la Dumnezeu harul statorniciei și toate harurile de care aveți nevoie pentru a răspunde mereu, mereu da în viața voastră voinței lui Dumnezeu. Îi salutăm pe toți ascultătorii postului de Radio Maria, pe toți cei care ne-au urmărit în direct în transmisia din catedrala noastră și dorim ca binecuvântarea pe care v-am dat-o în seara aceasta, puțin mai înainte, să vă însoțească mereu și să ne dobândească de la Dumnezeu tot ajutorul de care avem nevoie pentru viața sufletului și a trupului. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace! Mulțumim lui Dumnezeu! La ora 8:30, ora României, la Fatima începe celebrarea de care aminteam la începutul Sfintei Liturghii. Cei care aveți bună voință, atât noi cei de la Episcopie și Parohie, să fim prezenți în biserică pentru a recita Sfântul Rozariu, unindu-ne cu cei de la Fatima, dar și dumneavoastră, cei care ne urmăriți în transmisie directă, să lăsați la o parte preocupările, aprindeți eventual o lumânare în fața unei icoane a Maicii Domnului și să vă uniți în rugăciune cu noi, să implorăm milostivirea lui Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria, consacrându-ne cu totul inimii sale neprihănite și prin ea inimii dumnezeiești a lui Iisus. Lăudat să fie Iisus Hristos! Amin.